Continuăm emisiunea Campus.pi, invitat în studioul Campus TV este domnul Dorin Bădulescu, este candidatul PMP la Senatul României. Domnule Bădulescu, multe mesaje au sosit, o să vi le citesc pe toate. Poliția locală vă dorește mult succes și sărbători fericite. Sărbători fericite și lor și tuturor buzoienilor, românilor, pentru ceea ce urmează de Sfântul Neculai. Sper că au fost toți cu mine și vor primi cadouri, deși nu sunt sigur că sunt multe familii cu probleme și nu cred că toată lumea va avea ceva, din păcate, în ghete în seara asta. Aici va fi rolul dumneavoastră în următorii 4 ani și al tuturor celor. Sper să reușesc să aduc un minim de bucurie în casele buzoienilor în următorii ani. Felicitări pentru modul în care ați pledat la Tribunalul Buzău, vă susținem în alegeri și sperăm să rămâneți același om. Eu nu mă schimb și demersurile, chiar dacă voi ieși parlamentar, și vreau să asigur public lucrul ăsta, pentru că s-a tot vehiculat că am făcut lucrul ăsta doar din punct de vedere strict politic. De la început aș vrea să spun că demersurile mele ca și profesionist cu poliția locală au început cu mult timp înainte să pună problema de a fi membru PMP. Încă eram membru PNL la momentul ăla și de a se pune problema unei candidaturi. Nici nu se punea problema la momentul ăla. Eu nu fac publice dosarele ca să pot justifica, dar nici nu vreau să fie aruncate asupra mea ca profesionist vreo undă de îndoială în ceea ce vreau. Că sunt destul de binevoitori în ghilimele care încearcă să pe la colțuri să mai pună niște lucruri așa ne la locul lor, să mai spună niște lucruri ne la locul lor. Iar demersurile după ce terminăm în 11 decembrie cu Senatul, cu siguranță demersurile juridice vor fi continuate de mine, cu siguranță. Pentru că legea îmi permite să practic și meseria de avocat. De-aia am și ales această candidatură și niciodată n-am fost într-o funcție executivă. Îmi iubesc mult prea mult meseria de avocat și cea de mediator în același timp, ca să pot renunța la ele, să mă suspend cel puțin o perioadă de timp. Și așa că demersurile le voi continua. Eu niciodată nu abandonez. Și asta este, zic eu, una din marile mele calități. Nu abandonez clientul, nu abandonez omul în timpul luptei. Nu abandonez în timpul luptei. Am un caracter ăsta mai, dacă vreți, mai tenace. De altfel, am tot văzut în ultima vreme că anumite atacuri ale unor forțe politice s-au îndreptat, în special împotriva mea, a unor colegi și pe diverse teme. Pot să-i asigur că voi continua lupta în ceea ce privește poliția locală și în ceea ce privește și alte categorii de oameni, pentru că deja după poliția locală au mai venit alte categorii sociale și anunț acum la dumneavoastră în premieră cu probleme tot așa, tot de natură juridică, care mi-au solicitat să-i ajut să-și obțină anumite drepturi pe care statul, mă rog, instituțiile din Buzău nu le-au onorat conform legilor. Și au dreptate, din punctul meu de vedere, cel puțin din ce am studiat până la acest moment. Și voi mai începe alte demersuri juridice, dar n-are rost, nu le fac publice. Dar, vedeți dumneavoastră, oamenii au nemulțumiri și trebuie să te apleci. Dacă ai expertiză undeva și poți face un lucru pozitiv, de ce să nu-l faci? Fă-l și dovedește că poți să faci și că poți să ajuți. Mi-aș dori ca toți parlamentarii să poată face ceea ce încerc eu să fac. Dar din păcate vedeți dumneavoastră că toți candidații propuși de diverse partide fug de o confruntare cu mine. Am lansat publică această și o lansez în continuare. Ba chiar, mă gândeam că ați avut o emisiune cu domnul Ciolacu de la PSD. Să vă dau un mesaj, să-l opriți în studio, să rămână cu mine în emisiune de la ora 20. L-ați invitat personal la o dezbatere și nu personal, nu ne invităm personal, dar îl invit public. Oricând, oriunde. Nu asta este problema din perspectiva asta. Să ne confruntăm pe proiecte de lege, pe ce vrem să facem
ca și parlamentari, nu să recităm plăci din programele de guvernare. Cum face și Atanasiu la PNL și Ciolacu la PSD și altul și altul și altul. Domnule Bădulescu, e alegerea fiecărui candidat să propună în fața alegătorilor ceea ce crede că este mai util. Nu cred că avem aici o problemă. O să vă mai citesc câteva mesaje. Ce fac ei pentru Buzău concret? Haideți să dezvoltăm puțin subiectul, că acum am înțeles mesajele. Le mulțumesc tuturor. Nu le citim puțin mai și încolo. Și nu sunt toate în aceeași notă. Haideți, citiți-le și pe urmă o să revin. Spune altcineva, dacă sunteți de acord cu organigrama poliției locale, înseamnă că sunteți de acord și cu ce a făcut Boșcodeală? Nu, lucrurile nu sunt echivalente. Din punct de vedere juridic, nu poți fi de acord cu ceea ce a făcut Toma, pentru că nu a făcut un lucru normal. Legal, s-a dovedit că cel puțin în aparență, în momentul de față, nu e legal. Justiția decide. Nu pot să spun că sunt de acord cu ce a făcut Boșcodeală. Până la urmă să-mi spună cineva ce a făcut Boșcodeală, ce a făcut Boșcodeală în această privință și dacă este ceva greșit. Pentru că raportul acela al Curții de Conturi de care toată lumea amintește, dacă se referă telespectatorul nostru la lucrul ăsta, nu a fost amintit efectiv ca atare și nu a fost înscris ca și bază în conținutul acestei hotărâri de Consiliul Local. Tocmai aici apare elementul să zic așa, nelegalitate. Dom'le, dacă ai o bază, un act al Curții de Conturi, care oricum nu este e contestabil, de ce nu-l pui ca bază în hotărârea de Consiliul Local? Care e rațiunea? Dacă n-ai nimic de ascuns? Rămâne de văzut care este rațiunea și cine are dreptate. Vă întreba mai devreme dacă există în justiție un astfel de termen în aparență legal sau ilegal. Cred că lucrurile sunt clare. Ori e legal, ori vedeți e ilegal. Vedeți dumneavoastră suspendarea efectelor hotărârii. Există anumite principii de drept și n-aș vrea să intru prea tare în detalii tehnice. Dar actul respectiv administrativ trebuie să aibă o consistență din punct de vedere al legalității. Dacă judecătorul observă că acest act, la o primă vedere, fără să examinezi foarte mult și în profunzime, pentru că ai judecat fondul problemei și nu doar suspendarea efectelor, dacă la o primă observare a actului acesta are anumite lacune, judecătorul este îndreptățit să pronunțe o hotărâre prin care se suspende efectele acelui act. Pe lângă alte condiții care trebuie îndeplinite, mă rog, în cazul unor astfel de cereri. Lucruri care s-au îndeplinit, cel puțin din perspectiva judecătorului fondului, judecătorului din acest proces pe care l-am câștigat împotriva primarului Toma. L-ați câștigat în primă fază. În primă fază. Felicitări, o să câștigăm și în faza a doua. Spune cineva, felicitări domnule Bădulescu, vă vrem în Senat și vă vom susține pentru că ați dat dovadă de omenie, cinste și corectitudine. Mulțumesc. Altcineva spune, salariul unui polițist local este de 1400 de lei plus 960 de lei normă de hrană, egal 2360 de lei fără studii superioare. Da, corect. Poate fi corect. Norma de hrană nu mai există nu mai este preluată de polițiștii locali, fiind suspendate efectele hotărârii. Pe de altă parte, legea poliției locale arată în felul următor. Spune în felul următor, polițiștii locali pot primi normă de hrană dacă autoritatea publică dorește acest lucru și poate să asigure. Dacă nu poate să asigure, niciun polițist local nu va primi. Se dau această normă de hrană, se bugetează și se asigură din bugetul local, dacă bugetul permite. Dacă nu permite, nu vor primi. Altcineva spune, ce se întâmplă cu autostrăzile de nu se mai fac? Eu am venit ieri din Germania, te pierzi pe drumurile de acolo, sunt benzi de care nu mai știi, ieșirile spre direcția propusă sunt multe și în agricultură e prăpăd. Așa spune telespectatorul, păi, care se pare dreptate, care vede din Germania. Se vede de la o poștă că nu avem cum și nici ne putem compara, cel puțin în momentul de față, cu Germania. Nu există termen de comparație, din păcate, pentru România. Dar dacă ne-am raportat la rapiditatea cu care alte state care au fost în aceeași situație cu noi, de exemplu Ungaria sau Cehia sau
altele asemenea care au fost în vechiul bloc comunist, dezvoltarea lor în domeniul infrastructurii a fost una impresionantă. De ce au avut oamenii ăștia bani și noi n-am avut? Păi n-am avut pentru că n-am știut să-i gestionăm, n-am știut să-i direcționăm. Am avut de 25 de ani s-au perpetuat la conducere și în Parlament, dacă vreți. Oameni care mai mult au dormit decât au făcut politică în interesul cetățenilor și de aia nu avem. Problema de infrastructură e o problemă reală. Noi tot timpul facem master planuri, facem tot felul de chestii, le prezentăm la televizor, dar când să ne apucăm de treabă, hopa, nu știu ce se întâmplă. Se mai blochează o licitație, se mai întâmplă nu știu ce. Vezi, dumneavoastră, aici lucrurile sunt total, total gândite din punct de vedere strategic, de, ca și stat, gândite greșit. Noi ar trebui să avem acele direcții strategice pe care trebuia să le urmăm mulți ani la rând și eram departe acum. Nu o să beneficiem foarte curând de autostrăzi de la nord la sud și de la est la vest. Dar măcar una să avem care să asigure legătura între Constanța și Arad și între Iași și sudul României. Și din punctul meu de vedere, marea provocare la momentul de față sau în viitor, sper să fie un viitor pe care să-l apucăm și noi cei de aici prezent, este acea străpungere a Carpaților, autostrada care să treacă peste Carpați. Până nu se realizează lucrul ăsta, nu știu, mi se pare mie că nu va exista o dezvoltare unitară la nivelul întregii țări, adică Muntenia și Moldova rămân într-o anumită, un anumit cont de umbră, în timp ce investițiile majore se concentrează în Transilvania. N-aș vrea să par că sunt adeptul unei conspirații din asta de tip așa mai puțin bun. Dar, vedeți dumneavoastră, diferența este uluitoare. Sudul și Moldova, sudul României și Moldova, au fost, în general, județe care au fost dominate, politic vorbind, timp de 25 de ani, de PSD. Și nu sunt mai puțin dezvoltate. În Transilvania și Banat au fost dominate de dreapta. Fie că s-a numit PNL, PDL, PMP și așa mai departe. Diferența este evident ca și dezvoltare. Și de ce? Pentru că atâta timp cât există o politică de dreapta care duce spre dezvoltare de infrastructură, creare de locuri de muncă, atunci apare și plusul economic și începe să se rotească mecanismul care asigură bunăstare socială în final. Atâta timp cât am mers pe o politică de stânga, pe un super protecționism, dacă vreți, înainte de a face aceste investiții în infrastructură și în dezvoltarea în dezvoltarea efectivă economică a anumitor zone, vom avea rezultatele pe care le vedem astăzi. De asta spun că diferențele sunt vizibile și toată lumea și ne uităm așa de aici din Buzău peste Carpați, mamă ce frumos e acolo. Nu, este diferența de viziune și de politică chiar la nivel județean. Mă uitam astăzi că s-a aprins un brad și s-au dat cadouri. Foarte frumos de altfel din punct de vedere, dar eficient pentru ce? Pentru o politică de stânga. Nu cred că lucrurile ar trebui să meargă chiar atât de departe din partea autorităților județene. Se întâmplă în toată țara în această perioadă, întâmplă, domnule Bătălescu. Se întâmplă, se dau cadouri. Se întâmplă pentru că e campanie electorală, lucru cu care nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Cred că e campania electorală așezată peste sărbătorile de iarnă. Exact asta nu vreau sărbătorile să spun. De iarnă peste campania electorală, așa că prioritățile sunt ale fiecăruia. Da, aș vrea să revin lucrurile, n-aș vrea să pară speculații. Totuși aș vrea să revin la proiectele mele, pentru că e ușor să vorbești la nivel general și să nu particularizezi. Nu vreau să pic în capcana celorlalți candidați care încep să explice vrute și nevrute. Pe mine mă interesează niște lucruri extrem de clare în mandatul viitor. De exemplu, mă interesează să facem în așa fel încât legislația privind vânzarea terenurilor să fie modificată. Noi am avut o lege bună, 54 pe 1998,
care interzicea achiziția de terenuri a cetățenilor străini în România. Noi avem o problemă reală cu lucrurile astea și mi-aș dori să se poată reveni la vechea legislație, dar din păcate nu se poate. Trebuie găsit un mecanism prohibitiv astfel încât acest fenomen al vânzării terenului agricol românesc către străini să fie cât mai îngust, să îngustăm cât se poate de mult fenomenul. Cu siguranță sunt câteva idei, poate chiar revenirea într-o altă formă la legea 54/1998, chiar dacă există riscul de a fi sancționați de către Uniunea Europeană. Ca multe lucruri ni se fac în România și se fac de teamă că vom fi într-un fel, în ghilimele, sancționați de Uniunea Europeană. Dar dacă gândim foarte bine și strategic ce înseamnă pentru poporul român acest fenomen dus la extrem, vom vedea că peste 50 de ani vor fi mari probleme în ceea ce privește acest lucru. Și, de altfel, stoparea acestui fenomen de vânzarea terenului către străini, către alți cetățeni decât românii, ar trebui să ne dea de gândit. De ce nu fac dacă tot am un drept de preemțiune pentru arendaș, pentru stat, cum a existat la momentul vânzării terenului, să avem un drept de preemțiune pentru cetățeanul român, deși pare o discriminare față de un cetățean european. Dar să spunem că e o idee. Aș vrea să vă mai spun două lucruri. Vedeți diferențele? În ceea ce privește momentul în care ne aflăm acum, momentul în care discutăm. Am vorbit despre teren. Vorbesc despre sudul județului, unde ar trebui să ni se dezvolte, să avem o zonă de dezvoltare a micii industrii procesatoare. Am văzut mai devreme că anumiți competitori electorali vorbeau despre lucruri, cred că imposibil de făcut, statul să construiască după care să vândă. Păi știți care este esența acestei mișcări? Construiesc scump și vând ieftin. Păi statul român n-a avut întreprinderi. N-a avut dita mai combinatele, anumite lucruri care mergeau foarte bine, construite, gata, pe care le-am vândut pe 2 lei și construite, care au ajuns la fier vechi. Construim altele ca să le dăm la fier vechi din nou. Iată politica falimentară a PSD-ului. Asta e tot politică falimentară. Trebuie să încurajăm inițiativa privată, nu să vină statul să construiască și după aia să vândă pe 2 lei. Că n-am realizat nimic, nu suntem în China, o țară, două sisteme. Cred că asta visează PSD-ul în momentul de față. O lucru ăsta în România de astăzi nu se mai poate realiza. Aș vrea să știu de la dumneavoastră un lucru, domnule Bătulescu. Care credeți că este profilul alegătorului PMP? Profilul. În acest moment. Cu ce se identifică? Pentru că vă aud vorbind despre alții. Dar vreau să știu cum sunt cei care votează PMP. Doamne, în primul rând, votantul PMP este votantul care înțelege care este politica de dreapta și care are un sentiment de apartenență la nația română extrem de dezvoltat. Eu așa văd acest profil. Un om care să-și dorească să revenim, ca România să revină în vechile granițe, inclusiv cu Republica Moldova, un om care să-și dorească ca să avem o sănătate foarte bine pusă la punct. Asta este profilul alegătorului PMP. Să avem un învățământ foarte bine așezat, așa cum v-am descris mai devreme și cum este și programul de guvernare. Asta este profilul. Profil care se identifică cu, evident, cu adevărată politică de dreaptă în ceea ce privește acest lucru. Ce aș putea să vă mai spun? Dacă vreți să mă mai întrebați în legătură cu votantul PMP, bineînțeles că o parte din votanții PMP sunt și cei care votează strict de ani de zile și cunoaștem fenomenul strict Traian Băsescu. Și e o parte din electoratul PMP, importantă, zic eu, care vor pune ștampila pe PMP. Este fenomenul pe care l-a creat, fenomenul, mă rog,
social pe care l-a creat Traian Băsescu în societatea românească, acei băsiști de care toată lumea a discutat, este un fenomen care nu poate fi explicat foarte ușor. Ei îl iubesc pe Traian Băsescu necondiționat, așa cum mulți îl detestă de altfel pe Traian Băsescu, la fel, necondiționat și fără ca neapărat să aibă vreo vină în ceea ce i s-a întâmplat lui la un moment dat. Domnul Traian Băsescu își dorește acum să devină prim-ministru. Astăzi, de asemenea, a avut o întâlnire cu presa locală din mai multe județe ale țării. Mâine veți putea urmări și un interviu oferit colegilor mei de domnul Băsescu. Dumneavoastră, înțeleg că, făcând parte din PMP, sunteți de acord cu politica domnului Traian Băsescu? Da, în primul rând, eu sunt de acord cu politica pe care pot să o imprim partidului din care fac parte. În primul rând, mă interesează proiectele pentru Buzău și apoi proiectele pentru întreaga țară. Sunt anumite lucruri cu care am puterea de a contrazice, cu care nu sunt de acord dintr-o anumită perspectivă, dar dacă au ajunge și dezbatem anumite subiecte, sunt convins că am argumentele suficient de puternice pentru a-l convinge inclusiv pe Traian Băsescu. Simțiți așa nevoia de a fi un avocat al apărării acum? E cineva de apărat? În ceea ce ne privește ca politică de partid, nu în momentul de față. Sper să nu existe momente în care să trebuiască să apăr din perspectiva politicii partidului anumite categorii ale de populație, pentru că atunci ne vom situa probabil într-o zonă antagonică și nu mi-aș dori să întâmple lucrul ăsta. Dar eu cred că pentru orice problemă există rezolvare. Revenind la agricultură, spune un telespectator, știți care e problema agricultorului din România? Ei nu sunt uniți pentru a se asocia. Credeți că dacă ar fi asociați, agricultorii ar face mai bine? Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Problemele agriculturii românești nu vin numai din această zonă, dar una din probleme, într-adevăr, este lipsa asta a voinței de a te asocia și probabil datorită temerii de a deveni dependent într-un anume mod de asociații. Iată cum aș vedea eu un lucru pozitiv. Să zicem că sunt asociații de producători, asociații de legumicultori, dacă aceste asociații ar funcționa așa cum ar trebui, ele ar trebui să aibă, să pună la dispoziția sau să preia de la agricultori și să găsească lanțurile de distribuție, astfel încât produsele agricultorilor aduse la asociație să fie distribuite cu eficiență și la un preț la care agricultorul poate să-și continue activitatea fără griji. Știe că asociația a preluat produsele și le dă mai departe. Pot să vin sprijinul lor, pentru că nu de curând a fost acea lege controversată cu 51% din produse din supermarketuri produse românești. Dar de ce să nu îmbunătățim cadrul acesta legislativ și să zicem produse românești autohtone din zona din județul în care se află supermarketul. Și avem, slavă Domnului, în județe, avem în județul Buzău și supermarketul ăla și ăla și ăla și ăla și atunci discutăm de 51% de produse din Buzău în Carrefour. Da, de cred exemplu. Că ar fi o idee extraordinară, se poate pune în practică atâta timp cât agricultorii sunt serioși, cât asociațiile funcționează și că lanțul de distribuție se scurtează și lanțul de distribuție, iar costurile la raft ale unor astfel de produse nu mai includ un transport adus de la nu știu ce depozit de nu știu unde. Ce se stimulează în momentul ăla? Încep să apară parcurile logistice în jurul Buzăului și depozitele care să absoarbă toate aceste produse venite din sudul județului. Cred că toate lucrurile se pot lega. Hipermarketurile ar trebui să fie și ele de acord. Hipermarketurile ar trebui să se teamă. Că ați văzut, există acea temere în care nu-și doresc produse românești, există acele momente în care profiturile și capitalurile pleacă în străinătate, nu rămân ca să contribuie la dezvoltarea socială din România și avem o problemă reală, pentru că mult prea ușor și fără condiții au pătruns pe piață și
Noi ni le-am dorit, că ne uitam peste gard la vecini, dar uite că ele generează și un anumit tip de probleme. De ce credeți dumneavoastră, domnule Bădulescu, că ar trebui să vină oamenii la vot pe 11 decembrie? Păi, în primul rând, oamenii trebuie să vină la vot să-și facă datoria de cetățean. Chiar dacă dreptul la vot este un drept al cetățeanului, este în același timp și o datorie, pentru că lipsa de la vot este, dacă vreți, o sancțiune pentru clasa politică existentă, dar dacă luăm în balanță și punem faptul că sunt candidați, cum sunt și eu, care intră pentru prima oară într-o astfel de cursă, pot să-i asigur că merită să pună ștampila pe mine și pe PMP pentru a-i reprezenta. Eu cred că am demonstrat în fața telespectatorilor și prin ceea ce am făcut de-a lungul carierei că sunt și oameni care merită încrederea cetățenilor. De-aia este necesar să vină la vot. Pentru că ofertă electorală, să spunem așa, există. Acum, fiecare cetățean va socoti și va face în așa fel încât să își exprime o anumită opțiune în data de 11. Cert este următorul lucru, că se poate face comparație între candidații PSD, candidații PNL, care nu sunt de pe aici, de prin Buzău, candidații PSD care n-au expus nimic decât au reluat niște teme de tip cred în România, cred sunteți în Buzău. Sunteți subiectiv, domnule Bădulescu. Nu sunt subiectiv. Aș fi vrut ca... Am urmărit foarte multe emisiuni TV și ale contracandidaților și aș fi vrut să văd un singur proiect personal, fie de la Marcel Ciolacu, fie de la Atanasiu, care să... Dom'le, să zic, wow, mamă! Nimic. Asta nu înseamnă că nu i-a impresionat pe alții, dacă nu v-a impresionat pe dumneavoastră. Da, eu sunt adept și pe de altă parte, mai văd acum mai nou că trecem la alt tip de campanie de a ne ataca unii pe ceilalți în condițiile în care chiar am făcut apel. Aș dori o campanie bazată pe proiecte, pe dezvoltarea ideilor, lucru pe care l-am făcut. Să știți că n-am auzit pe nimeni atacându-vă pe dumneavoastră. A, nu, dar acestea. Probabil că, nu în emisiuni, dar probabil că pe internet mai circulă niște filmulețe, niște chestiuni. Dar v-au pe dumneavoastră chestiuni. Vorbim despre contracandidați. Aș vrea să ne revedem și să vorbim despre proiecte, pentru că au rămas multe proiecte pe care dumneavoastră le aveți. În momentul în care, dacă buzoienii vă vor alege, veți fi senator, le veți spune și în practică, așa că ar fi bine să le cunoaștem de pe acum. Sper Sigur. Să ne revedem curând. Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o seară bună. Mulțumesc, bună seara și la mulți ani pentru cei care își serbează mâine ziua de naștere, Nicolae, Nicoleta și așa mai departe. Multă sănătate, fericite și dumneavoastră. Multă sănătate, fericire. O seară bună încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți cu noi. La revedere!